zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine, bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în cer. Thank you.
Tată, ci în toate înfățișindu-ne pe noi înșine, ca slujitorii lui Dumnezeu, în multă răbdare, necaz, nevoie, sutorării, bătăi, înferințe, tulburării, rostenele, privegherii, posturi, curăției, cunoștință, de lungă răbdare, în curătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefățarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele, prin plăticile de-a dreapta și de-a stânga, prin slavă și cinste, prin depăimare și laudă, ca niște amăgitori, deși iubitori de adevăr, ca niște necunoscuți, deși binecunoscuți, ca fiind de pragul moții, deși iată că trăim ca niște pereții, dar nu nimiciți ca niște întristați, dar curează curându-ne ca niște săraci, dar de mulți îmbogățiți ca unii care n-au nimic, dar poate le stăpânesc. Citire de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, să luăm aminte.
Vremea aceea a venit unii la Iisus vestindu-L despre Galileenii, a căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor și El răspunzând le-a zis, credeți oare că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți galileenii, fiindcă au suferit acestea, nu zic vouă. Dar dacă nu, nu vă veți pocăi, toți veți veni la fel, sau cei 18 peste care s-a turpat turnul în Siloam și au ucis, gândiți oare că ei au fost mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim, nu zic vouă. Dar de nu veți pocăi, toți veți veni la fel. Și le-a spus pildă aceasta, cineva avea o smochin sădiță în viața și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit. Și a zis către lucrătorii mie, iată 3 ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Da, eu de ce să ocupe locul în zadar? Dar el răspunzând a zis, Doamne, lasă-l și anul acesta până cel voi săpa împrejur și voi pune cu noi. Poate va face rod în anul care vine, iar de nu îl vei tăia, citire de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să luăm aminte. Disa Domnul către idei care veniseră la destul, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică. Și la judecată nu va veni și s-a mutat din moarte la viață, adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine, așa e dat și Fiului să aibă viață în sine. Și a dat putere să facă judecată pentru că este și Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții. Iar cei care au făcut celerile spre înviere o sânde. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum am avut judec, dar judecața mea este dreaptă. Pentru că nu caută voia mea, ci voia Tatălui meu, cel care m-a trimis. La păzire, Doamne, slavă! Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și pentru toți frații noștri cei într-o Hristos.
pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor Dumnezeu, iluriașcritor și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia.
mătimirea poporului tău și te milostivește și poruncește Îngerului celui ce și-a stins mâna ca să ne piardă pe noi pe toți, precum ai poruncit.